încoace. Hai, 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 lasă să ia. Hai, hai, pune mâna tot și tem tortul. Hai, lasă să ia, hai, Alesia. Hai, hai, toată lumea. Hai, așa, bravo! Lacrimi de bucurie la etajul 6 al maternității cu zavodă din Iași, locul în care se întâmplă minuni. Mii de copii au avut o șansă la viață datorită medicilor și asistentelor de pe secția de terapie intensivă neonatală. Printre ei și Veronica, o fetiță care la naștere avea doar 650 de grame. Acum are 4 ani, este sănătoasă, veselă și neastâmpărată. Și mama. E ziua ta, da, mama. Ai gustat da. Tortul? Vorbește, mama, nu te-a gândit. Cum a fost tortul? Bun. Am gustat un biscuite. Da. Bunica, vreau să mă duc și eu afară. Bine, mama, o să te duci tu afară, da. Singură. Singură? Da. Veronica a venit la petrecere împreună cu bunica ei. Cu lacrimi în ochi, femeia a povestit că după 3 luni de la naștere, când părinții au adus-o acasă, îi era frică să o ia în brațe. Acum e tot timpul cu ochii pe ea, pentru că nu are stare. Am avut foarte mare emoții, nu? Pentru că nu i-a dat nimeni șanse de viață. De la început a zis că nu cred că, să nu ne punem speranțe, că nu cred că o să aibă șanse de viață. Și ea a fost o luptătoare și a învins. Pentru dânsa și pentru noi a fost o mare bucurie. Veronica a avut absolut, pot să spun că toată patologia pe care o poate dezvolta un prematur și boala membranelor hialine și infecție și anemie și retinopatie și enterocolită. Deci dacă deschideți un tratat de neonatologie și căutați cele mai frecvente boli, Veronica le-a avut pe toate. Și este un vingătoare, este un copil perfect normal. Ai senzația că nu ai trăit degeaba. Asta este senzația pe care eu personal o încerc. Medicii nu pot explica deocamdată cauzele numeroaselor nașteri înainte de termen, dar spun că o monitorizare atentă pe toată perioada sarcinii reduce semnificativ din riscuri. Îngrijirile în spital pentru un bebeluș atât de mic pot costa până la 350.000 de lei. După externare, este necesară o monitorizare specială, logopedie, terapii și o atenție deosebită din partea familiei. Atragem atenția gravidelor că trebuie să se prezinte la un examen în prima lună de sarcină sau măcar în a doua lună de sarcină la medicul de familie. Și medicul de familie de obicei orientează aceste gravide spre medicul obstetrician. De Ziua Internațională a Prematurului, turnul cu ceas de la Palatul Culturii din Iași, Primăria și Universitatea de Medicină și Farmacie sunt iluminate în culoarea violet, desemnată ca fiind culoarea prematurității.